Am vrea să ne ridicăm picioare și am vrea să luăm și noi armura lui Iosua. Am vrea să ne rugăm. Iosua a avut o armură biblică și anume ascultare, așteptare în rugăciune. A așteptat promisiunea lui Dumnezeu în viața lui și a văzut cu ochii lui împlinirea biruinței. Ceea ce trebuie să știm noi când ieșim afară aici este că victoria și lupta este a Domnului. Dar noi trebuie să fim angrenați în această luptă și să știm că Dumnezeu ne dă victorie atunci când luptăm alături de El. Dumnezeul lui Iosua este și Dumnezeul nostru. Haideți și noi în rugăciune să avem așteptări mari la Dumnezeu și să știm că datorită rugăciunii tale, tu poți schimba istoria. Aduc aminte, copil fiind, era o cântare despre momentele acestea ale istoriei când Dumnezeu a oprit soarele și luna. Și mi-a rămas în memoria mea de copil această cântare și am vrea să înțelegem că minunile Domnului și puterea lui Dumnezeu este ceea ce noi trebuie să știm că este atunci și acum. Dumnezeu și astăzi poate mișca muntele imposibilul și aduce victorie, fiindcă este victoria lui Dumnezeu, nu a ego-ul meu, a mea însumi, ci a lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu dă victorie, ne bucurăm de victorie. Iosua s-a bucurat și tu și eu trebuie să ne bucurăm. Haideți să mulțumim Domnului și să cerem mai departe ca să luptăm mai departe. Adică toți suntem soldați lui Dumnezeu și asta e, Dumnezeu alege ființa umană să fie agenții luptei, să luptăm mai departe. Nu știu care este lupta ta, poate este o boală, poate este o relație cu soția sau cu copiii tăi, sau poate este o boală, nu știu, dar ceea ce știm este că în lupta în care ești, Dumnezeu poate opri soarele pentru tine. De ce? Fiindcă El este Dumnezeu. Ne rugăm împreună și Domnul să dea biruință. Amin. Aleluia. Da, Doamne, nu vrem armura lui Saul, ci vrem armura lui Iosua. Să ascultăm exact ceea ce spune Dumnezeu și să